Și anul acesta, reprezentanții Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu vor organiza tradiționala manifestare dedicată femeilor. Simona Hirică, managerul Centrului de Cultură și Arte George Topârceanu, îi invită pe toți argeșenii să participe la spectacolele și acțiunile ce vor avea loc în luna martie, cu ocazia desfășurării Festivalului Primăverii. Chiar pe 1 martie, conducerea instituției va oferi un mărțișor muzical tuturor tinerilor din municipiul Curtea de Argeș. Astfel, Centrul de Cultură și Arte va fi gazda unui concert de muzică ușoară, în cadrul căruia vor urca pe scenă formația Pin Up Girls și Silvia împreună cu DJ Rino. Spectacolul va începe la ora 18, iar intrarea va fi liberă. Pe 4 martie vom fi gazda Clubului Iubitorilor de Cultură cu un spectacol dedicat mamelor. Pe 5 martie, la ora 19, Teatru Notara, avem plăcerea de a-i vedea pe scena noastră pe Mircea Diaconu și Alexandru Repan. Pe 6 martie, vom avea Clubul Iubitorilor de Cultură cu surprizele, care argeșenii sunt obișnuiți, și pe 7 martie vom avea salonul de primăvară al artiștilor plastici din județul Argeș. Biletul de intrare la Teatrul Notara va costa 30 de lei în prima parte a sălii și 20 de lei în partea a doua acesteia. Cei interesați pot achiziționa bilete de luni până vineri între orele 8 și 19 de la Centrul de Cultură și Arte. La celelalte evenimente, accesul este gratuit.